Bună seara, sunt Tatiana Andrieș și așa cum am spus ceva timp în urmă, voi veni cu o noutate în materie de amigurumi. După cum știți, cea mai mare parte a jucăriilor pe care le facem, a păpușilor, în general fetițe, băieței, nu au mânuțele în formatul normal de mânuță. Eu în această seară voi încerca să fac acest tutorial în care să vă explic cum putem realiza o mânuță adevărată pentru jucăriile noastre. În primul și în primul rând vreau să menționez că fiecare dintre degețele este început pe șapte piciorușe scurte pe șapte ochiuri în cercul magic. Degetul mijlociu este format din șase rânduri. Degetul arătător și degetul inelar sunt formate din patru rânduri, iar degetul mare și degetul mic sunt formate din trei rânduri. Deci plecăm pe șapte ochiuri și în felul acesta lucrăm fiecare deget în parte. Mie mi-a rămas de lucrat doar degetul mic, pe care îl voi lucra pentru dumneavoastră. Se poate realiza această mânuță și în funcție de dimensiunile păpușii pe care o lucrați. Dacă păpușa este mai mică, puteți începe pe un număr de 4 piciorușe scurte. Pentru aceasta eu voi folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate. Voi folosi firul Bravo, culoarea nude. Vom avea nevoie de un fir despărțitor și, bineînțeles, vom avea nevoie de foarfece. Acestea sunt materialele de care avem nevoie. Astfel, eu voi începe în cercul magic, voi face un număr de 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acum voi face cel de-al șaptelea. Voi închide cercul magic și voi închide lucrarea cu piciorușa alunecat, așa cum facem în toate lucrările noastre. Acum voi pune firul despărțitor și voi lucra primul rând de șapte piciorușe scurte. Voi începe. Întotdeauna la primul picioruș mi este un pic mai greu până când intru cu croșetul. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și cel de-al șaptelea picioruș scurt. Acum eu voi strânge un pic mai bine cercul magic, voi scoate firul despărțitor și voi întoarce lucrul pe dos. Pentru că nu va fi pe dos, va fi normal. Deci am făcut un rând, urmează să lucrez alte două rânduri de piciorușe scurte și după aceea vom forma mânuța. Deci avem 1, 2,
Pielea, picioruș scurt. 7. Iar acum voi face cel de-al treilea rând, care va fi și ultimul. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Și cel de-al șaptelea, picioruș scurt. Acum, deci am lucrat și ultimul degețel. Acum voi începe încet, încet să le unesc între ele. Voi pune totuși firul despărțitor pentru a ști exact de unde am început și voi lucra pentru început un picioruș scurt, cel de-al doilea, după care voi lua degetul inelar și îl voi atașa, indiferent în care ochi, la degetul mic. După care voi continua și voi lucra din nou. 1, 2, două piciorușe scurte. În cel de-al treilea voi atașa degetul mijlociu. Tot așa, nu are importanță locul din care intrăm. Voi face un picioruș scurt. Voi continua lucrând alte două piciorușe scurte. În cel de-al treilea voi atașa degetul arătător, voi face un picioruș scurt, voi lucra alte două piciorușe scurte, 1, 2, și voi atașa și ultimul deget, degetul mare, în cel de-al treilea. Voi face un picioruș scurt, după care voi continua lucrând 1, 2, 3. Vom fi atente ca degetele să fie toate în aceeași direcție. Deci avem 1 dintre degete, degetul gros, iar acum voi uni cu degetul următor, voi face un picioruș scurt, apoi pe cel de-al doilea, cel de-al treilea picioruș vom uni cu următorul deget, degetul mijlociu. Vom face modul în care capetele de fire să fie în interiorul lucrării. Un picioruș scurt. Și voi continua, voi lucra picioruș scurt, cel de-al doilea,
cel de-al treilea, vom uni cu degetul următor și vom face un picioruș scurt. Voi lucra din nou două piciorușe scurte. Cel de-al treilea voi uni cu degetul mic, ultimul. Și voi face din nou un picioruș scurt. Iar acum voi continua lucrând de jur împrejur, până când voi ajunge la semnul de unde am început mânuța propriu-zisă. De aici am început rândul în care am unit degetele între ele. Acum, vă rog să scuzați dacă auziți ceva zgomote ciudate, este bătrâna care doarme și de obicei când doarme scoate astfel de sunete. Acum, voi face un rând de jur împrejur. Și vom număra totodată 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12. Acum, în momentul în care am ajuns la degetul mic, vom face o scădere. Deci vom intra în următoarele două piciorușe și vom face un picioruș scurt. Deci avem 12 piciorușe cu tot cu acesta și vom continua. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
Acum, în corespondența ultimului picioruș, ultimului deget, scuzați, voi face o nouă scădere. 25, 26 și aici ultimul picioruș, 27. Acum vom lucra un picioruș în mod normal, urmat de o scădere. Deci, voi continua. Un picioruș scurt, 1, o scădere, 5, o nouă scădere, 6, 7, o nouă scădere, 9 scădere acum. 10. 10, 12. Deci mergem în modul în care v-am spus, un picioruș în mod normal, urmat de o scădere. 13, 14. 15, 16, 16. Iar acum voi face ultima scădere. Și am obținut un număr de 17 piciorușe scurte. Voi pune din nou firul. Aceste fire vor rămâne înăuntru. Iar acum voi lucra două piciorușe scurte urmate de o scădere. 2, o nouă scădere, 2 piciorușe scurte,
Da, să le prind bine. Nouă scădere. Două piciorușe scurte. Iar acum vom face ultima scădere. În felul acesta se prezintă, iar acum vom continua lucrând fiecare ochi așa cum se găsește. Și vom începe. Unsprezece, doisprezece, treisprezece, un număr de 13 piciorușe scurte. Vom continua cu un alt rând. Unsprezece, doisprezece, treisprezece, vedeți, mânuța deja s-a format. Eu sper să vă placă, sper să vă fie de ajutor în lucrările pe care le lucrați. Voi continua cu rânduri în sus și oricum jucăriile noastre vor avea un alt aspect cu acest tip de mânuțe. Este ceva timp de când mă gândesc să fac acest tutorial. Vom continua. În felul acesta vor fi mult mai frumoase, mult mai aspectoase, vor părea mult mai adevărate jucăriile pe care le lucrăm. Voi continua un alt rând în sus. În funcție de grosimea firului cu care veți lucra,
Va fi și numărul de ochiuri pe care veți pleca, așa cum v-am spus. Dacă firul este mai gros, puteți porni pe patru piciorușe scurte, fiecare degețel. Nu uitați rândurile. Pentru fiecare dintre degețele. Deci degetul mic și cu degetul gros au trei rânduri, degetul arătător și degetul inelar vor avea patru rânduri, iar degetul mijlociu va avea șase rânduri. În felul acesta se vor distinge între ele. Firele, capetele de fire nu va fi nevoie să le tăiem, pentru că vor rămâne în interiorul mânuței, care oricum va fi umplută. Voi face un alt rând, după care vom încheia și acest tutorial. Aș dori, mi-ar face plăcere dacă l-ați încerca. Prima mânuță va fi un pic mai greu de executat. După aceea se dă mână și se obișnuiește, se dă mână cu lucrul și veți vedea că putem realiza lucruri la care poate nici nu ne gândeam. Cât de curând voi începe din nou să lucrez amigurumi, voi începe din nou să lucrez floricele, însă înainte de aceasta aș dori să mai fac câteva tutoriale un pic mai deosebite de cele cu care sunteți obișnuite. Uitați-vă, mânuța este gata. De aici în sus, fiecare, în funcție de preferință, cât de groasă dorește să-i fie mânuța, cât de, uitați-vă, mânuța mea este perfectă, perfect, perfect egală cu cealaltă. Eu atât am vrut să vă arăt. Se pot umple și degețelele pentru a avea un aspect mult mai plăcut. Aceasta am dorit să vă arăt în seara aceasta. Sper să fie pe placul dumneavoastră. Și așa cum vă spuneam, în funcție de firul pe care îl veți folosi, veți adapta și croșetul. Sunt Tatiana Andrieș, vă mulțumesc pentru atenție. Aceasta este ceea ce am dorit să vă arăt în seara aceasta. Vă doresc o seară frumoasă și vă aștept pe YouTube. La revedere!